fost propunerea domnului prim-ministru? Tot ce se face, se face spre bine. Să credem că spânul 2 va fi mai bun decât spânul 1, probabil nu cred. Tot ce se face, se face spre bine. Asta e părerea mea. Și oricum mulțumim colegilor care au lucrat până acum și au făcut lucrul bine, dar întotdeauna, cum spun, este loc de mai bine și tot ce se face, se face spre a implementa programul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Bine, asta a fost sarcina prim-ministrului Recean, să evalueze miniștrii săi și să vină cu propunere. A fost decizia domniei sale. Deci în cazul în care ar fi fost un guvern de coaliție și un ministru ar fi schimbat cu reprezentantul altui partid, probabil da ar fi. Dar așa sunt remanieri conjuncturale. Să credem că spânul 2 va fi mai bun decât spânul 1, probabil nu, cred că are mare esență și când ministrul se schimbă cu secretar de stat și invers, puțin este probabil că sunt remanieri care țin de genul de a se schimba ceva cardinal în administrarea guvernului. Deci a fost propunerea domnului prim-ministru și eu cred că dumnealui evaluează activitatea fiecărui minister și a ministrului în parte și are dreptul să vină cu această propunere. De aceea noi am acceptat aceste propuneri a domnului prim-ministru și ne dorim îmbunătățirea activităților și consolidarea eforturilor tuturor. De altfel, oamenii ne solicită să avem mai multe rezultate, pentru că și așteptările oamenilor sunt foarte mari. De aceea vrem să răspundem la așteptările oamenilor. От этой власти мы ничего хорошего не ждем, и люди видят, что перестановки, которые совершаются, они ни к чему не приводят. У них, я думаю, идет внутренние какие-то разборки, и что-то где-то у них не получается, и поэтому они видят, что новых людей надо ставить на посты министров. Возникновение там нового министра инфраструктуры связано с тем, что парламент проголосовал займы на инфраструктуру и так далее, там он будет керовать сейчас с этим делом.